Bună ziua tuturor! Mă numesc Melinda Saluntăi și sunt educatoare la Transilvania College. Am doi copii frumoși, o fetiță de 6 ani și un băiețel de 4 ani. Viața noastră de familie în carantină a fost, cred că, la fel ca tuturor familiilor din această lume. Am întâmpinat aceeași greutăți. Munca de acasă, școala online, cine merge la cumpărături, cine învață cu copilul, cine face curățenie, cine face de mâncare. Am întâmpinat aceeași greutăți. Dar totuși pot să zic că sunt o persoană norocoasă și am fost dată de pământ doar de 3 ori. Primul a fost când a căzut totul pe capul nostru și mi-am dat seama că nu știm ce să facem, nu suntem organizați, dar trainingurile din ultimii ani m-au învățat parcă și m-au pregătit pentru aceste situații, așa că ne-am organizat împreună cu soțul meu și pot să zic că viața noastră familiară a devenit mult mai armonioasă și mai liniștită, dacă pot să zic așa ceva, cu doi copii mici plus un câine. Dar așa de bine ne-a ieșit, încât am reușit, bine, într-o lună, dar am reușit să renovăm toată casa. Al doilea moment dificil a fost atunci când copiii mei s-au îmbolnăvit, amândoi. A trebuit să mergem la medic ca să vedem ce se întâmplă. A fost a 50-a zi de carantină când am ieșit din casă, dar tot datorită unor oameni din viața mea, am învățat să-mi păstrez calmul și să respir și să pot să mă gândesc cu mintea limpede. Între timp copiii mei s-au însănătoșit, sunt bine, doar un pic de roșu în gât, totul este în regulă. Al treilea moment dificil a fost când, nu știu de ce, m-am apucat să citesc știri de pe internet. Și am dat de niște zvonuri și de niște știri conspirații, despre lucruri în care m-au îngrozit. Și eram chiar panicată ce se va întâmpla cu copiii mei în viitor. Și atunci mi-am amintit de un filmuleț pe care l-a trimis Ruxy acum mulți ani, la un început de an școlar. Filmulețul vi-l recomand și vouă. Neapărat să vă uitați. Dacă nu-l știți, se numește Why Worry. Neapărat. Am reușit să mă liniștesc pentru că mi-am dat seama că armonia care era în familie s-a dus pe apa sâmbetei și experiența mea ca și educatoare, când o mamă nu se simte bine, nu se simte în siguranță, atunci nimeni din familie nu se simte bine și pentru asta trebuie să mă adun, să-mi revin. Și mi-am dat seama că copiii aceștia se vor descurca de minune. Sunt sigură de asta. Eu, ca și mamă a copiilor mei, le voi fi alături și voi ajuta cât de mult o să pot. Iar o să fiu, ca și educatoare, o să fiu alături de copiii mei de la grădiniță și o să-i ajut și o să-i sprijin în tot drumul lor, în drumul lor pe care îl vor parcurge în lumea asta nouă, necunoscută, pentru că eu sunt Miss Melly și asta este super puterea mea, sunt educatoare. De aceea sunt acolo să-i ajut și să-i sprijin. Nu numai să-i învăț, nu, să-i ajut și să-i sprijin și să-i împing ca să meargă mai departe. Vă îmbrățișez pe toți cu drag și vă doresc multă sănătate și aștept cu nerăbdare să ne revedem.